veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Continuăm prin Harul Domnului să discutăm pe marginea celor scrise în Biblie despre această faptă a firii pământești, vrăjitoria, și celelalte asimilate ei sau asemănătoare cu aceasta. Reamintesc în scurt, am prezentat în mare câteva din aspectele vrăjitoriei. Într-o primă parte, ghicitoria cu toate formele ei. În a doua parte, științele oculte, între care am prezentat astrologia, problemele de horoscop, de calendare astrale, spiritismul, acel meșteșug de abordare a duhurilor celor morți, în al treilea rând magia, și am amintit de asemenea altele asemănătoare, despre muzica rock, despre descântece și alte probleme demonice care au îmbrăcat în cursul istoriei diferite forme de manifestare. Dădeam un exemplu concret biblic, din 10 plăci din Egipt, 2 au reușit să facă și vrăjitorii. Deci 20% a reușit și diavolul. Pentru partea care diavolul o reușește, aceasta se datorează faptului că parte din ea o autosugestionăm noi, crezând ceea ce ne spune diavolul, parte se împlinește prin puterea lui Satan dovedită în oamenii pe care el îi conduce și îi călăuzește, și parte este din pură întâmplare, pentru că nu este o mare minune, dar cuiva Satan îi spune că va avea probleme sau că îi se va întâmpla ceva, pentru că toți oamenii au probleme și tuturor le se întâmplă câte ceva. În a treia parte aminteam științele medicale paralele, yoga, dinamica de grup, iridologia, radiestezia, acupunctura, și dintre ele o să reamintim doar două mai în detalii. Yoga în special este abordantă pentru tineri, pentru că pare o gimnastică relaxantă, pare o evadare a Duhului în alte sfere și noi părem aici închiși ca într-o găoace a unui ou. Nu uitați că această meditație într-un punct fix al minții, prin repetarea unui mantra, unui cuvânt dat de acel învățător de guru, te scoate din sfera normală, te depersonalizează și în final cazi în tranșă și diavolul realizează ceva ce ar fi paralel cu răpirea pentru cei sfinți. Diavolul vrea și el să ne scoată din această stare de umanitate, de fizic, numai că de-a lungul istoriei această încercare a omului de a arunca pe treptele sale în cer a dat greș. Noi știm că omul urcă în cer nu pe treptele construite de noi și nu printr-un turn Babel construit cu propriile puteri, ci printr-o scară lăsată de la Dumnezeu către noi, prin Domnul Iisus Hristos, numele Lui să fie binecuvântat. Despre cealaltă, despre acupunctură, reamintesc, acus, ac, punctură, înțepătură din limba latină, măcar că ea este mai veche decât limba latină, în urmă cu 3000 de ani înainte Hristos o foloseau medicii chinezi, ea este originară din religia astrologică chineză și apoi din cea taoistă și are la bază următorul principiu. Ei spun că este un principiu Tao care este deasupra divinității, care are două elemente, minus și plus, pozitivul și negativul, binele și răul, yang și yang. Atunci când omul asigură echilibru între bine și rău, între plus și minus, este sănătos. Când echilibru se pierde, ei spun că atunci omul devine bolnav. Au la bază două afirmații în această știință paralelă, este paralelă și cu știința medicală, este paralelă și cu Biblia, este dovedită ca fiind incorrectă. Ei spun că în om există niște energii vitale numite chi și niște meridiane, 14 la număr, dintre care 12 simetrice, cu niște căi sub piele, niște căi invizibile, niște linii invizibile, și atunci când ei te înțapă într anumite părți ale corpului, ei spun că realizează acel circuit identic cu cel din univers. Altfel spus, te aliniază, aliniază organismul la constelațiile din univers. Greșeala este că acest lucru nu este dovedit de Biblie nicăieri, dar mai mult, ei spun că atunci este omul sănătos când realizează echilibru între bine și rău. Ori noi știm că un om trebuie să troneze doar binele, nu răul. Și ei, prin acele înțepături, este ca și cum avea un tablou electronic și s-au întrerupt niște legături. Și ei spun că le studiază în punctele respective și atunci, din nou, circuitul tău este ca și circuitul în univers și te reglezi. O ramură este auriculoterapia, în care nu este folosit între corpul și doar urechea. Te înțeapă în anumite locuri ale urechii și îți reface, spunându-i că urechea este ca un centru de comandă pentru toate organele din trupul uman. Bineînțeles că noi nu
acceptăm și nu credem în asemenea lucruri și aș putea să închei această listă. Sunt diferite metode folosite de oameni. Oamenii nu au de la sine putere. Amintiți-vă, dau un singur caz, Fapte 3. A spus Petru în fața ologului, ce am, îți dau, dar întreb de la el avea? A spus în numele lui Hristos. Deci nimeni nu are de la sine putere nici să vindece, nici să cunoască, nici să facă nimic. Decât dacă are putere de la Dumnezeu sau de la diavolul. Atunci când trăim adevărul, puterea noi este de la Dumnezeu. Atunci când avem alte concepții, și vă aminteam că această vrăjitorie este strâns legată de închinarea la idol și de păcatele trupului. Atunci când trăim în păcat, bineînțeles, mediul prin care și puterea prin care se săvârșesc aceste lucruri este o putere demonică. Să continuăm acum, discutăm câte ceva despre legăturile vrăjitoriei, felul în care oamenii sunt implicați, care sunt urmările și cum se poate ieși din această cursă demonică. Oamenii ajung în vrăjitorie fie ca subiect, deci ca vrăjitor, ca ocultist, fie ca și obiect al lor, te lași dus de ei să-ți ghicească sau să-ți scoale pe cineva, din două motive. Unul, din voință proprie. Dacă omul alege, în Biblie, găsim scris în cartea Leviticului, capitolul 20, versetul 6, dacă cineva se duce la cei ce cheamă morți. Deci dacă el din proprie inițiativă se duce. Este acel cuvânt în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 4 și 5, pentru că oricine ascunde Dumnezeu biruiește lumea și cei ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? În mod deosebit pentru noi, dacă nu alegem noi să luăm contactul cu diavolul și legătura cu aceste mediumuri, diavolul nu ne poate sili să o facem. Deci, în general, oamenii cad în acestea din voință proprie. Există o altă plasă de cădere, pe lângă această voință proprie care este un sentiment de mândrie și de a-ți mări puterea, este acea ignoranță, necunoaștere sau din amăgire. Diavolul este printre altele și un amăgitor. Citim în această privință în cartea profetului Ieremia, capitolul 29, versetele 8 și 9, căci așa vorbește Domnul oștirilor. Nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri care, dacă nu mai sunt al Dumnezeu, ajung ghicitori, care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri, n-ascultați de visătorii voștri a căror visuri voi le pricinuiți. Nu i-am trimis, zice Domnul. Biblia ne spune, nu fiți în necunoștință, nu vă lăsați amăgiți. Și Zaharia, capitolul 10, versetul 2, căci terafimii vorbesc nimicuri, ghicitorii prorocesc minciuni, visurile mint și mânghii cu deșertăciuni. De aceea ei rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociți pentru că n-au păstor. O aia singură este mult mai ușor să fie rătăcită sau să fie ucisă de fiarele sălbatice. Deci este important și indicat să stăm în trup, în biserică, pentru ca să nu fim în necunoștință, cum ne scrie Pavel Tesalonicenilor, și să cădem în acea plasă a rătăcirii din zilele din urmă și, de asemenea, să nu fim amăgiți. Domnul să ne păzească toate acestea. Amin. Ca și urmări acestor fapte, am putea să amintim ca efecte imediate, și enumerăm câteva, senzualitate de nestăpânit, înclinații spre deprimare, spre sinucidere, minciună frecvent, raporturi sexuale anormale, un duc de somn, în mod special la slujbele sfinte provocate de diavolul, boli mentale, somnambulism, însușiri de prezicere, citire a gândurilor, vedenii și informații dincolo de cele cinci simțuri. Parte din aceste efecte, parte dorit pentru firea pământească, numai că există o a doua gamă de efecte mai de durată, unele chiar de durată veșnică, și aici amintim, posesiunile demonice. Este surprins într-o carte un dialog între un spiritist și un demon cu care colabora. Spiritistul îi spune, diavole, vă avem la îndemână, ori de câte ori batem în masă, sunteți aici. Și oricât vreți să dialogăm cu voi, să ne răspundeți, sunteți la dispoziția noastră, vă stăpânim. La care, ca și cum așa, de la celălalt capăt al firului răspunde diavolul, dimpotrivă, noi vă avem la dispoziție și facem cu voi ce vrem. Numai că noi vă înșelăm și vă dăm sugestia că voi, de fapt, ne cârmuiți. Este ușor să contactezi un medium spiritist. Este ușor, poate unora le pare greu, să ajungi să colaborezi cu un demon. Dar este greu, dacă nu e imposibil, fără puterea Dumnezeu, să mai scap de el. La început, poate e mai greu până apuci să-i dai de lucru la diavol, dar după aia, dacă nu-i dai de lucru, te muncește el. Că diavolii în vremea din urmă sunt foarte harnici. Vor să aibă o activitate foarte intensă. Ca și etape în eliberare, revin doar ca și efect de durată, efectul celălalt este pierzarea veșnică, Apocalipsa 22 cu 15, afară printre alții sunt câinii curvarii vrăjitorii.
Ca și etape de eliberare, aici vă rog fiți foarte atenți cei care au fost implicați într-o măsură mică sau mai mare. Sunt și am notat 4 etape, 4 trepte de a ne ridica din această grotă satanică. În primul rând, mărturisire. Dar mărturisire cu lux de amănunt. Citim în această privință, în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 18, mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească, să spună ce făcuseră. Nu se poate eliberare până nu te-ai mărturisit tot ce ai făcut. Și am putea să mă amintim și un verset de mărturisire generală, Isaia 59:2, nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu, păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Mărturisire. A doua etapă, ruperea legăturilor, distrugerea obiectelor și a cărților. Continuăm citatul din Fapte 19. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor, măcar că prețul lor s-a socotit la 50.000 de argeți. Oricât de mari ar fi valorile cu care s-a colaborat cu Satan, sau uneori obiecte nimicuri, simple obiecte casnice, toate acestea trebuiesc distruse și îndepărtate. În Vechiul Testament, un vas numai dacă se atingea de un om necurat și dacă era de pământ bună oară, trebuia distrus. Dar dacă cu acel obiect s-au făcut lucrări demonice, chiar dacă diavolul ar putea să fie îndepărtat, pentru tine ispita, știți, spune Pavel în Corinteni 10, ce un idol e tot una cu nimic. Dar voi care înainte erați obișnuit cu idolul, tu când vezi acel obiect, nu poți să scapi în conștiința ta. Și din nou este posibilitatea să revină, de aceea orice lucru trebuiește îndepărtat. Mai amintim aici și un cuvânt de Iacov, capitolul 4, versetul 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. A te supune Dumnezeu înseamnă a te mărturisi, a distruge și a rupe orice este cu diavolul. Ce a făcut Moise când s-a pogorât de pe munte? Nu, a luat vițelul și l-a băgat într-o magazie. Las că returnăm noi și mai folosim material. Nu, l-a distrus urgent și cu desăvârșire. A treia etapă, chemarea numelui și sângelui lui Iisus. Atât atunci la început, cât și apoi pe parscurs când diavolul va încerca să revină. Citim în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7 la 9. Dacă umblăm în lumină, după ce am ieșit de la întuneric, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, inclusiv vrăjitorie sau orice altceva. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Așa să facă Domnul. Amin. Amintim de asemenea, Evrei, capitolul 9, versetul 14, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte care să slujiți Dumnezeului celui viu. În numele Lui putem să fim eliberați. Și de asemenea, amintim Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 1, Domnul i-a autorizat în numele Lui pe ucenici și apoi pe ceilalți urmași ai Lui, le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămâiască orice fel de boală și orice fel de neputință. În numele Lui. Atât atunci când era pe pământ, cât și apoi, demonii trebuie să se retragă. Pentru ei, biserica și numele Hristos este tabu. Ei trebuie să părăsească acest teren pentru că Hristos a biruit la Golgota. Numele Lui să fie slăvit. Doar în numele Lui putem să primim eliberare de aceiași demoni care au stăpânit sau cel puțin au influențat pe unii dintre noi. Un al patrulea pas care trebuie să rămână și este cu continuitate, este umplere proaspătă și îndeleniciri sfinte. Citim din Evanghelia după Luca, capitolul 11, când Domnul Iisus vorbește despre acea casă eliberată, versetul 24. Duhul necurat când iese afară din om, deci există posibilitatea, și chiar avem dovezi nenumărate, umble prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Diavolul în general are tendință să vină înapoi. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Deci dacă este casa goală, omul este fără activitate, nu are o umplere proaspătă, nu are îndeleniciri sfinte, nu și-a făcut mădurare, roabe are neprihănire și atunci vine cu alte 7. Și starea omului de pe urmă ajunge mai rea decât cea de întâi. M-am amintit de asemenea din Efeseni, capitolul 5, versetul 18. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Și întoarcem pagina, 6:11, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Diavolul din nou va unelti să recucerească terenul pierdut. Dar dacă vom fi tot timpul înarmați ca atare, vom fi implicați în lucrarea Domnului, vom avea biruință.
Haideți să amintim acum ce spune Biblia în Legi și Fapte despre aceste lucruri. În ce privește principiile divine, vom citi trei pasaje biblice, mai întâi Deuteronom, capitolul 18. Biblia este foarte categorică și nu lasă niciun loc de îndoială în această privință, în acest domeniu. 18, citim de la 9 la 14. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți, să faci după urăciune neamul acelora. Deci aceste lucruri sunt numite urăciuni. Și urmăriți, versetul 12, partea a doua. Din pricina acestor lucruri, Domnul a izgonit aceste neamuri. Deci sunt cap de afiș aceste lucruri și sunt motivele de bază pentru care Dumnezeu a nimicit pe amaleciți și pe toți cananiții. Întoarcem la versetul 10. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă fiul sau fiica prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni să nu întrebe ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului. Și versetul 14. Căci neamurile acelea pe care le voi zgoni, ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitor, dar ție, Domnul, nu-ți îngăduie lucrul acesta. Nu ți-l îngăduie. Dar, Doamne, pare uneori indicat, suntem bolnavi, uite, unii se vindecă. Dar, Doamne, uite, unii intră în posesia unor informații de care noi nu dispunem altfel. De ce nu ne îngăduie să obținem și noi aceste lucruri? Citim în Epistola Evreilor, capitolul 1, unde omul Dumnezeu ne scrie care este modul lui Dumnezeu de a ne se releva, care este modul lui Dumnezeu de a lucra. Acesta este modul demonic, ghicitorii, vrăjitorii. Dumnezeu are alte căi pentru alte surse. După ce a vorbit în vechime părinților noștri în multe chipuri, dar nu vrăjitorie și alte lucruri. În sfârșit ne-a vorbit prin Fiul, care este oglindirea slavei lui Dumnezeu și spunea Filip în Ioan 14, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne de ajuns. Așa a fost omul, puțin mai mult. Și a spus, cine m-a văzut pe mine? A văzut pe Tatăl, adică Iisus este o revelație a tot suficientă pentru noi toți. Este tot ce avem să știm. În Coloseni este scris, noi avem totul de plin în El. Nu mai avem nevoie de nimic altceva. Iar fiind vorba de vindecări, citim în cartea Exodului, capitolul 15, versetul 26. Dacă vei asculta, este condiționat cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine, Domnul te va păzi și nu vei avea nevoie de magie albă ca să te ocrotească. Și nu te va lovi cu niciuna din bolile care l-au lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul Jehova Rafa, care te vindecă, mărire Lui. Prin Evanghelie, prin Duhul Sfânt care ne se dă la dispoziție, prin darurile Domnului, noi avem totul de plin. Dar Dumnezeu nu lucrează numai în condiții de alb imaculat, numai în condiții de sfințenie. Dar uneori la diavolul putem să acționăm și altfel. Dacă vrei să faci rău cuiva, nu poți apela la biserică. Biblia spune binecuvântat și nu blestemat. Înseamnă că este un lucrător al satanei care știe să facă rău. Numai că oamenii sunt porniți ca și în vremea potopului. Inima e îndreptată întru totul numai spre rău. Acestea sunt principiile divine în această privință. Noi avem totul prin Iisus, prin Evanghelie, prin Duhul Sfânt și ne este interzis cu desăvârșire lucrul acesta. Pentru că El, odată intrând în cursa diavolului, de acolo nu mai ieșim când vrem și ne vom pierde. Să amintim câteva exemple biblice. Avem vrăjitori organizați în breslele lor ca și instituții speciale. În cartea Exodului, capitolul 7, erau acei vrăjitori ai Egiptului care și atunci ca și acum reușeau să facă unele minuni și semne. Exod 7, versetul 11. Dar Faraon a chemat pe niște înțelepți și pe niște vrăjitori și vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Au făcut minuni și dacă întoarcem pagina, versetul 22, dar vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel. Uitați, uneori diavolul imită foarte mult încât face la fel ca Dumnezeu, ca slujitorul lui Dumnezeu. Numai că 8 cu 18 vrăjitorii au căutat să facă și ei mai departe, dar n-au putut, pentru că bine spunea psalmistul, puterea este a lui Dumnezeu, mărire Lui. S-au împotmolit aici, că de altfel și acei înțelepți din Babilon, dacă citim în cartea profetului Daniel, și atunci când a fost la un examen teoretic, citim în 1 cu 20, în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinic decât toți vrăjitorii și cititorii stelei care au toată împărăția. Un pocăit e mai înțelept decât 10 vrăjitori oricând, dacă e pocăit. Acum, gândiți-vă dumneavoastră, dacă vrei să ceri informații de la cineva,
Dacă vrei să ai de-a face cu cineva, la cine te duci? La unul care de 10 ori mai înțelept sau la care e de 10 ori mai priceput? Deci, oamenii de Dumnezeu sunt de 10 ori mai înțelepți decât ceilalți. Citim, de exemplu, în capitolul 5, cu 8, toți înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea și nici să o tălcuiască. Ne bucurăm că diavolul nu era atât de neputincios, numai că oamenii sunt duși în eroare de el. Acestea sunt ceea ce am comparat noi în vremea noastră, cele instituții de francmasoni, la nivel internațional, și poate vor fi primii consilieri al anticristului aceștia. Dar să nu uităm, în Apocalipsa este scris că vor veni doi de la Dumnezeu, care vor fi mai puternici decât aceștia și vor desfășura o lucrare minunată. Și oricum, ai Domnului împreună cu Domnul vor birui, slăvit să fie El. Amintim un alt caz și acesta este cu aviz pentru biserică. Este vorba de Balaam, citim în Numeri capitolul 22, versetul 7. Vedeți, apare în Biblie acest Balaam cu diferite denumiri, fie de proroc, fie de ghicitor. Și se pare că el le-a îmbrățișat pe acestea două într-o ordine succesivă, 22:7. Bătrânii lui Moab și bătrânii lui Madian au plecat, având cu ei darul pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam și au spus cuvintele lui Balac. Și a început să recurgă la descântece și la alte lucruri. Nu negăm faptul că la început, chiar îl cred personal, Dumnezeu a colaborat cu Balaam. Dar el a căzut în acea rătăcire despre care este scris în Noul Testament, în epistola a doua lui Petru, 2:15, după ce au părăsit calea cea dreaptă. Deci Balaam a fost pe calea cea dreaptă până la un moment dat. Au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de lege. Și în Apocalipsa 2:14 este dat ca un simbol negativ. Învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Uitați, acest Balaam, dintr-un proroc bun, a ajuns un ghicitor. Cei de afară l-au crezut și înainte tot ca ghicitor. Și el s-a comportat de altfel, așa ca și un ghicitor. Și foarte mulți dintre noi, dintre creștini în general, pe glob, unii care au fost lucrători lui Dumnezeu, pot să ajungă să folosească acea bioenergie în loc de Duhul Sfânt și să folosească ghicitoria în loc de darul prorociei și să ducă în eroare pe mulți. Dar dacă te îndeamnă la rău, dacă tu ești rău și spune du-te înainte, să știi că nu poate fi Dumnezeu decât dacă eventual și Dumnezeu te lasă să mergi în voia pornirii inimii tale. Și am putea să mai adăugăm aici încă un caz similar, cel din Fapte, capitolul 8, este vorba de Simon. El s-a pocăit, dar acesta n-a ajuns nici măcar să ajungă un proroc bun. Fapte 8:9. În cetatea aceea era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat, pentru că el vrăjea, deci era un vrăjitor, și punea în uimire pe poporul Samariei. Deci avea niște realizări la activul lui. Și mai apoi citim în versetul 19, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine voi pune mâine să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu? De ce credeți că a vrut Simon să dea bani? Păi, omul când vrea să facă o investiție bani, se gândește că și randamentul va fi tot în bani, nu? Credeți că a vrut să dea bani așa în numele Domnului? A, nu! I-a spus, fac o investiție și apoi în urmă iese de aici. Orice lucrător, de orice natură ar fi, care, ca și cei din Vechiul Testament, proces pe bani, pentru plată, vând pe cele pe timp, pentru o pereche de încălțăminte, este scris. Toți aceștia cad foarte ușor în plasa diavolului și sunt ajutați și de masa de oameni care îi forțează în lucrare și sunt pe de partea cealaltă împinși sau mai bine zis atrași de diavolul într-o cursă. Amintim un alt caz foarte controversat din Vechiul Testament, de data aceasta spiritist, prima carte lui Samuel, capitolul 28, acea prăjitoare din Endor, după ce Saul a fost un om deosebit și a alungat pe toți din țară, în final s-a reîntors. Duhurile au venit și l-au recucerit. 1 Samuel 28, versetul 11. Femeia a zis, pe cine vrei să-ți scol? Scoală-mi pe Samuel. Versetul 13. Femeia a zis lui Saul, văd o ființă dumnezească scăzându-se din pământ. Cum e la chip? Este un bătrân care se scoală și se învelit cu o mantie. Saul a înțeles că era Samuel și s-a plecat cu fața la pământ, s-a închinat. Samuel a zis, de ce m-ai deranjat? Se naște o întrebare care are două răspunsuri. Cine a fost? Samuel sau Duhul Vrăjitoare sau un alt Duh? Las amândouă răspunsurile, luați pe cel care credeți că are mai multe argumente.
Un răspuns, o explicație este că în Vechiul Testament diavolul avea acces în locuința morților ca unul care avea puterea morții și putea să-i scoale chiar pe oameni neprihăniți. Nu ne îndoim de mântuirea lui Samuel. Avem acel nor de martori din Evrei 11 și el a încheiat viața și n-a fost vinovat cu nimic, deci suntem conștienți că Samuel este unul din cei mântuiți. Și oamenii care acceptă varianta că a fost Duhul lui Samuel, spun că aceasta a fost posibil până când a murit Domnul Hristos. După aceea nu. Cealaltă variantă este că nu a fost Samuel, ci a fost fie Duhul cu care lucra vrăjitoarea, fie un duh rău care a fost însărcinat să-l urmărească pe Samuel în viața lui și știa de aproape toată activitatea. Aceasta, a doua teorie, ar avea ca și argument de sprijin. Spune Dumnezeu lui Daniel în capitolul 12, Daniel, du-te și te odihnește. Ar fi trebuit să-i spună, du-te și te culcă, cu singurele excepții, dacă de cumva te mai scoală diavolul așa să dai câte un interviu. O să te pare că îi spune, du-te și liniști, nu te scoli până când eu spun. Până în ziua de la urmă la partea ta de moștenire. Oricare dintre variante ar fi, suntem încredințați că acum noi suntem ai Domnului. Un alt caz, vechi testamental, diferit de acesta, l-amintim de aceea, 2 Împărați 9:22 este vorba de Izabela. Uitați, despre Izabela ne spune mai puțin în această privință, avem doar o concluzie. Izabela a fost o femeie idolatră din plin. Deci pe lângă închinarea la veței introdusă de Ieroboam, prin Ahab, sau mai bine zis prin Izabela, s-a introdus și închinarea la Baal și la Astarte. Dar pe lângă aceasta, ca și o dovadă a ceea ce am spus, că este o legătură strânsă între vrăjitorie și închinare la idol, că de fapt vrăjitoria este o închinare la idol, 2 Împărați 9:22, pace Iehu. Ce pace, câte vreme denuiesc curviile mamei tale și mulțimea vrăjitoriilor ei. Izabela a fost o vrăjitoare de renume. Cum credeți că ai dus în eroare pe aia din Israel, cu via lui Nabot? Posibil cu vrăjitoriile ei. Avea un succes mare. Cum credeți că o femeie în stare se introducă într-o țară să schimbe religia? Făcând apel și la vrăjitorii. Și diavolul o face în vreme de urmă un apel deosebit în această privință și va acționa. Găsim scris în cartea Apocalipsă aceste lucruri. Mai amintim doar un caz din Noul Testament, Fapte 16, ca o dovadă că Dumnezeu nu vrea cu niciun chip să colaboreze cu aceste persoane și cu aceste situații. 16:16 fapte. Pe când ziceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duc de ghicire. S-ar putea să fie astfel de proroși care să spună, du-te la biserică, asta e biserica cea bună. Auzi ce spunea? Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și vestesc calea mântuirii. Credeți că asta a spus diavolul? Păi așa a scris în Biblie, diavolul a spus asta. Dar uitați, Pavel, așa i-a făcut timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhul în numele Iisus Hristos. Spuneam că numele Domnului cedează duhurile astea. Îți poruncesc să ieși afară din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Știți? Două pagini mai târziu, 19:13, când acei fii al lui Sceva au încercat să scoată demonii, ce le-a spus? Versetul 15. Pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi? Cine sunteți? Nici să nu încercați așa oricare dintre dumneavoastră să spuneți, eu mă duc în numele Domnului. Stai puțin, că ăsta e titlul mare, dar trebuie să fie sub numele Domnului și titlul tău pe legitimație. Că dacă numai numele Domnului și nu ești numele tău pe legitimație, stai cu minte, că se dau la tine demonii. Roagă-te pentru tine și pentru casa ta și lasă pe cei însărcinați să meargă să acționeze în numele Domnului. Și amintim, ca un ultim exemplu, cartea Apocalipsei este pe noi. Cineva spunea, Apocalipsa e ziarul de mâine. În cartea Apocalipsei este scris că diavolul va împânzi această lucrare, 9:21, și cu toate urgiile ce vor veni, așa vor fi prinși oamenii în vrăjitorii și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Și în 8:23 de asemenea citim că există cineva, o instituție specială, Babilonul însărcinat cu așa ceva. 18:23, partea a doua. Pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta, de vrăjitoria ei. Vrăjitoria îmbinată cu religia, mai deschideți numai la Isaia 3:1-3, este cea mai mare rătăcire, vrăjitoria împletită cu religia. Aici întâlnim pe niște oameni băgați într-o singură tagmă. Domnul Dumnezeu oștilor va lua din Ierusalim și din Iuda orice sprijin. Pe viteaz, versetul 2, omul de război, judecător, proroc, ghicitor pe bătrân. Cum îi băgați ghicitorii și ceilalți între ăștia? Nu Dumnezeu i-au băgat, ei se băgaseră și funcționau împreună, ca un tot unitar.
Mi-amintesc, la noi în zonă, în Apuseni, era un preot bătrân specializat în așa ceva, băga la ei în pământ așa pe capete și era de acum bătrân, era pe moarte. Și a dus unul la el să facă rău cuiva. Și i-a spus, ce du-te la cutare, l-a trebuit să n-au preotul, ce du-te că i-am vândut trecușorul lui. Și într-adevăr l-a moștenit câți bani până când a murit și preotul celălalt. Când aceste lucruri se îmbină cu religia, duc în masă oamenii în rătăcire. Și mai amintim doar tot din cartea Apocalipsei, capitolul 13, versetul 20 și 21, acea vreme care este pe noi, versetul 13 și 14 din Apocalipsa 13, se vărșea semne mari. Cum? Majoritatea cu ajutorul vrăjitoriei. Prorocul mincinos va fi vrăjitorul number one în vremea din urmă și cu toți aghiotanții lui. Până acolo că făcea să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea. Cum intră oamenii în vrăjitorie? De bună voie sau amăjiți? Pe locuitorii pământului prin semnele pe care duse să le facă în fața fiarei. I-a zis locuitorul pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoane fiarei. Ca icoana să vorbească și să facă ca să fie omorâți tot ce nu se vor închina. Diavolul pe unii duce cu bună, pe alții ia cu forța și pe care nu-i poate duce nici cum, îi va scăpa. Dar pe aceea îi va mântui Domnul. Și în final, amintim doar două versete. Pentru cei care s-au păstrat curați, nu uitați, am citit Deuteronom 18 cu 14. Versetul 13 spune, tu să te ții în totul, totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Ție, Domnul, nu-ți îngăduie așa ceva. A citi un horoscop, ție, Domnul, nu-ți îngăduie. Pentru că diavolul are o presiune apoi asupra minții tale. A întreba un ghicitor ce va fi și cum va fi. Dar nu este Dumnezeu în Israel, trebuie să-mi iei la balze, bub, Dumnezeu e cronul și să întreb? Ție, Domnul, nu-ți îngăduie așa ceva. Și spune, 1 Tesalonicen 5 cu 22, feriți-vă de orice vi se pare, dar asta nu-i rău, păi numai te vindeci. Păi cu cutare metodă, cu homeopatie sau iridologie, păi te vindeci. Dar auzi, dacă ți se pare rău că nu-i calea bună, că e o cale demonică, ferește-te, treci pe alături. Iar cei care au fost prinși, avem dovezi biblice, Maria Magdalena, Marcu 16 cu 9, a fost eliberată de 7 demoni. Dacă în continuare ne lăsăm cu lucrurile sfinte, ea imediat a fost gata să meargă la mormânt, să alerge încoace și încolo, a mai intrat diavolul înapoi în ea? Nu. Luca 10 cu 17. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată, v-am dat putere și această putere e dată bisericii. Să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Și nimic nu vă va putea vătăma. Și Iisus s-a bucurat și a spus, ferice de ochi care văd și de urechile care aud, căci mulți au dorit așa ceva, dar n-au putut să realizeze. Dar vouă Tatăl vi le descoperă. Dacă Domnul ne descopere asta nouă pruncilor, de ce să mergem noi să obținem alte descoperiri? Nu este Domnul stăpân suveran să se răzbune, să ne descopere, să lucreze? Noi avem totul în El și nu este cazul să apelăm la alte mijloace, la profeți, la ghicitori, la oameni străini de Dumnezeu. Diavolul ne atrage în cursă, doar ne pune momeala și apoi ne atrage încet, încetul după El. Noi să rămânem ai Domnului, să ne ținem strâns legați de capul Hristos, prin care tot trupul bine închegat își primește creșterea prin ceea ce dă fiecare încheietură și se zidește în dragoste pentru gloria și onoarea Domnului, care zice să fie binecuvântat acum și în veci. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.